putem să începem conferința. În primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Este un moment destul de important pentru noi, pentru administrație, pentru viața sportivă, pentru viața culturală, pentru viața socială a municipiului nostru. Și pentru că este vorba de o activitate sportivă și astăzi, așa, în memoria a celor persoane care și-au desfășurat activitatea. Astăzi, din păcate, a ieșit din viață cu Nicolae Brunetal, care a fost un mare volebalist al Câmpiei Curții și cu rugămintea să păstrăm un moment de recunoaștere în memoria și în memoria. Vă mulțumesc! Așa cum am spus, Corinsul, uite, am repetat, în primul rând, rugămintea mea este o plintere foarte tot și o conferință și să nu mai avem, așa, să nu mai fim deranjat de telefoane. Așa cum am spus, vă mulțumim că ați dat invitații noastre. Noi, de fapt, observăm astăzi 2 ani de zile de activitate sportivă la Academia de Fotbal a Industriei Filmei. Un proiect pe care l-am început urmă cu 2 ani de zile. Și un alt eveniment important care coincide, de fapt, cu această sărbătoare noastră, este faptul că stadionul comunității se întoarce după o anumită perioadă de timp din nou în proprietatea comunității, în proprietatea municipiului de Piatruzi, așa cum era și normal și firesc. Dați-mi voie să salut, în primul rând, pe oaspeții noștri, care au venit la Piatruzi, pe prietenii noștri, care au venit și la inaugurarea proiectului nostru și ne bucură faptul că astăzi sunt alături și spunem un moment. Deci este alături de noi Chime și Arba de la Fenerbahçe. Proțat bine? Da. Așa, mulțumesc. Acum am aici apropo lui Harnati Zol, de la Gheorghe. Așa. Domnul Pictoraș Iacob, de la Federația Română de Fotbal, care este și Federația de Fotbal, am depus o solicitare, am avut discuții cu colegii noștri care se ocupă de proiect cu domnul președinte Bunean, care vă salutăm. Din păcate, astăzi vă trebuie venea, nu era niciun problem, dar am fost chemat la guvern și din păcate nu poate. Însă ne-a asigurat că în momentul când va veni în zonă, cât de curând, va trece și la Câmpia Curții să viziteze și proiectul nostru și, bineînțeles, ne-a spus că este alături de noi și sprijină de mersurile noastre și mulțumim pe aceste tale și sper că domnul Victoraș o să-i transmită și mesajul nostru. În același timp, alături de noi sunt și domnii consilieri județeni, domnul Remu Dăpușan și domnul Nemeti Andrei și le mulțumim și că au dat curs invitații noastre pentru că proiectul nostru a fost și este sprijinit și de Consiliul Județean. Pentru că fără orice proiect, oricum de bine ar fi, fără un sprijin financiar, n-ar putea, bineînțeles, să fie dus la bun sfârșit și le mulțumim cu această cale că în perioada asta au crezut în proiectul nostru și ne-au ajutat, ne-au sprijinit, bineînțeles, în limitele posibilităților. În același timp, domnul viceprimar al municipiului, domnul Gal Avram, care este alături de noi și face parte din echipa noastră și sprijină și el activitatea sportivă, domnul manager al spitalului, doctor Cornel Ligna din Piatruzi, din Iubeleanu, care este și el alături astăzi de noi. Bineînțeles, domnii consilier local, Rece Gheorghe, domnul Giurgiu Ilie, domnul Popescu Florin, domnul Samuel Gal, care și ei au spus în continuare, sper să n-am uitat pe nimeni așa, care vorbim de consilier local, deci cei care, de fapt, au sprijinit, au avut chiar și inițiative în sprijinirea, de fapt, activității sportive pe ansamblu și, în special, a activității fotbalistice.
Dânsii sunt unii din inițiatorii denumirii, de fapt, actuale a stadionului care se numește Arena de Fotbal Mihai Adam. Alături de noi, bineînțeles, nu la urmă, din partea Clubului Sportiv Municipal, este domnul Isaac Tudorache, să zic așa, Ionel. Bineînțeles, și cei care se ocupă, practic, nu cei din urmă, vor fi cei din urmă, și alți prieteni care sunt alături de activitatea sportivă, cei care se ocupă, de fapt, de proiect, managerul sportiv, domnul Valișandru, care a fost, este alături de sport, a fost un practicant al sportului, a făcut performanță la Câmpii Atunci, a făcut performanță și în altă parte, și mulțumim că și el își pune conștiințele, studința și, bineînțeles, dorința de a fi alături de culorile nu tradiționale ale roșu, albastru, ale grupului Industria Sărmenți. Domnul Totezan, roșu am zis? Eu am să fac un o scurtă introducere și după aia o să dau cuvântul invitațiilor noștri să ne spună câteva cuvinte. După care, activitatea noastră continuă cu câteva întrebări din partea presei, bineînțeles că salutăm și presa care a fost alături de noi. Ne mulțumim că au mediatizat activitatea, pentru că mediatizarea activităților sportive sunt foarte bine. Toate activitățile, dar acum au și activitățile sportive, sunt foarte, foarte importante. Pentru că o parte din educație, sau din acea domeniu al educației, este și educația informală. Și educația informală o face, bineînțeles, și organele mass media. Și este foarte important ca informația să ajungă, este o modalitate de a promova, de fapt, activitățile și de a îmbia, să zic așa, pe cei care pot să vină la un dat să fie beneficiarii acestor proiecte. Și acum am să spun așa, în urmă cu 2 ani de zile, în 2012, noi am făcut o evaluare a activității sportive și am considerat că este foarte, foarte important să sprijinim în continuare, în programul nostru, o administrație deschisă, interactivă, ne consultăm, propunem și facem. Am considerat că activitatea sportivă este foarte importantă, este foarte importantă din punct de vedere și social, și din punct de vedere al sănătății, și din punct de vedere al educației, pentru că este o modalitate de socializare. Și am zis că, așa cum Clubul Sportiv Municipal, deja avem o activitate foarte bună. Faptul că exista și există în continuare o tradiție, pentru că am spus că tradiția continuă la Câmpiaturi, tradiția sportivă continuă la Câmpiaturi, că sunt aproape peste 90 de ani de activitate sportivă, cu performanțe la nivel local, la nivel județean, la nivel național și chiar internațional, este foarte important ca, deși trece printr-o perioadă destul de dificilă, este foarte important ca această activitate să continue. Și să o luăm de la început. Și am zis că este foarte important să investim în tine. Să investim în talentul și posibilitatea lor de a deveni chiar sportiv de performanță și chiar de a face o meserie din asta. Ce am făcut noi? În primul rând am început un proiect. Un proiect care se numește Academia de Fotbal sau Școala de Fotbal. Și acolo, prin finanțările aduse de sponsor, prin finanțările aduse de către Consiliul Local, de către Consiliul Județean, de către alți, de către compania de apă care a sprijinit, de către alți agenți economici care sunt implicați, a foștilor sportivi, au fost donați din partea foștilor sportivi și așa mai departe, am înființat această școală care astăzi are, am înțeles, aproximativ 270 de copii care, pe diferite grupe de vârstă, își desfășoară în mod gratuit activitatea sportivă și care încearcă să facă performanță sportivă. Vreau să vă spun că n-a fost ușor să implementez un astfel de proiect, pentru că, în general, într-o societate
puțin în declin, în tranziție, în reamenajarea ei dintre anumite puncte strategice, anumite proiecte întotdeauna care au un termen destul de îndelungat sunt de regulă, și unul din riscurile respective, că le tratez cu oarecare scepticism sau neîncredere. Și alături de foști sportivi care au avut o viață sportivă, care au făcut performanță, alături de alți oameni iubitori ai sportului, am început împreună, după un anumit model din Europa, pentru că asta fac și colegii noștri care sunt aici, din Ungaria. Mai repede un pic decât noi am început, așa fac și ceilalți din Olanda, din Germania, prin oameni de parte. Și noi am luat, în primul rând, ne-am uitat la colegii noștri din Ungaria și am luat modelul lor. Și astăzi există o bună colaborare între cei care sunt astăzi alături de noi și oamenii noștri care se implică în viața sportivă. În același timp, pe lângă asta și despre activitatea sportivă, o să vă spună că ei sunt cei mai îndrăzniți pentru că ei muncesc de zi cu zi. O să vă povestesc de ei. Pe lângă asta mi-am mai început un demers. Un demers care a fost sprijinit și hotărât, în primul rând, de Consiliul Local, a fost readucerea stadionului municipal în patrimoniul Consiliului Local. De ce? Pentru că, în primul rând, face parte din identitatea noastră ca și localitate. Acolo, în decurs de ani buni de zile, s-a desfășurat o activitate prodigioasă sportivă. Face parte din sufletul localității, din idealurile noastre, dacă vreți. Și este foarte important ca acest lucru să fie, în primul rând, apărat, promovat și cultivat. N-a fost ușor demersul. Sunt 2 ani de zile în care noi ne-am luptat și putem spune cu fără nicio reținere, chiar a fost o mică luptă, pentru că la un moment dat cei care dețineau în proprietate, vă spunem sincer, că au avut o altfel de, să zic, înstăinare a locației respective. La un moment dat a existat tendința să facă o zonă urbană, pentru că e un teren de 20.000 de metri pătrați. La un moment dat s-a dorit să se construiască un mall și așa mai departe, să se înstăineze. Chiar a fost la un moment dat o tendință de vânzare-cumpărare către niște particulari, care a ieșuat la un moment dat. Și noi am considerat că este foarte important. Am purtat tratative. Dar vreau să vă spun că, la un moment dat, a existat oarecare reticență. Nu mi-au pus să vândă, rame de parte, și ne-am lovit de oarecare, să zic așa, opoziție din partea lor. Și atunci am zis că trebuie să facem ceva. Ce am făcut? În primul rând, am declarat monument istoric. Pentru că avea toate datele necesare. 1. Este o tribună, una dintre tribunele cele mai vechi din Europa. Pentru un stil londonez. A fost adusă de la Universitatea Cluj, în 1960, de fostul director atunci. De fapt, ei nu stea să vedea, el era cel care reprezenta noastră la tine. Pentru că prin asta conservam, de fapt, acest, să zic, vestigiu istoric, important pentru noi. Îl protejam. În același timp, am discutat cu colegii noștri, cu domnul Revu Vărbușan, cu vicepreședintele OLL-ul, domnule, ce trebuie să faci? Vrem să facem să le expropiem un interes public, dacă nu poți. Pentru că în noi comunitate contează foarte mult. Și am început să facem demersurile de expropiere în interes public. Și vreau să vă spun că cel care ne-a sprijinit cel mai mult, bineînțeles, din punct de vedere funcțional, a fost domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Ioan Oleleu, că el s-a ocupat de partea asta. Și în același timp de domnul Lorenzo Vărbușan și de domnul Neametic, care au fost o voce pentru noi în Consiliul Județean. Și a fost declarat că așa era, cu conformitate cu legea, obiectiv de interes public. Consiliul Județean, că noi am făcut demersurile, dânsii și noi mulțumim pe această cale, am înțeles și l-au declarat un obiectiv de interes public. Asta însemna mai mult, că ne dea posibilitatea să mergem mai departe cu demersurile pentru a le expropria în interes public. Pe urmă, am mers mai departe, după declararea lui ca monument istoric, către Ministerul Culturii pentru clasarea lui de interes național sau de interes local. Și a fost, prin ordinul ministrului, de atunci dată am ajuns până la minister și le-am explicat. Era secretar general, ne-a scris, pe atunci era ministru domnul Bănicel, ministrul tineretului și sportului. Și vreau să spun că ne-au înțeles și ne-au sprijinit
și ei și-au făcut demersurile necesare către Ministerul Culturii, au sprijinit demersul nostru și a fost, prin ordinul Ministrului Culturii de atunci, declarat și monument istoric de interes local. În același timp au fost discuții și tratative pentru recuperarea anumitor creanțe care le aveau, de fapt, această societate sau acest proprietar al stadionului de atunci. Și am pus și sechestrul din punctul ăsta de vedere, să ne asigurăm că la un moment dat vom lua ceva, pentru că știți foarte bine că, în general, societățile care sunt în insolvență, risc la un moment dat să nu mai ai ce să se recupereze. Și am mers mai departe și am făcut tratative, colegii noștri de la Direcția Economică au făcut tot posibil în așa fel, încât să se asigure că, din punct de vedere legal, avem posibilitatea, la un moment dat, să stingem anumite creanțe și să luăm înapoi anumite active care sunt foarte importante. Și vreau să vă spun că s-a reușit și în zilele trecute s-a semnat procesul verbal de predare-primire. Și din nou, cu acte în regulă, stadionul, pe lângă casa de oaspeți, care se află în locația în care ne aflăm noi sus, pe lângă un anumit teren, pământ, care este luat tot de la Consiliul Județean în zona Vasile Goliș, au intrat din nou în proprietatea și în averea municipiului. În același timp am mers și am zis, domnule, demersul ăsta este un demers serios. Noi vrem să arătăm și să dăm posibilitatea, am mers mai mult. Și aici îi mulțumim domnului Valentin Cuibuș, care este inspectorul șef general al inspectoratului școlar. Pentru că noi am mers mai mult și am cerut, domnule, ca să putem să întărim acest proiect, este foarte important să facem și o clasă cu profil sportiv. Și ne-am îndreptat către Victor Ungureanu, deși să știți că Pavel Drag, care era mai aproape și cu profil teoretic, au zis, domnule, hai că facem noi proiectul. Și am zis, domnule, hai să încercăm să ajutăm Victor Ungureanu, pentru că acolo intră într-o altă, să zic așa, reorganizare, pentru că meseriile care, pe care ei, de fapt, le aduceau în fața elevilor și pe care îi educau, de fapt, nu mai sunt de actualitate. Și trebuie să ne regândim strategii. Și am zis, este foarte important pentru liceul de acolo. Și vreau să spun că am făcut și demersurile respective și prin sprijinul inspectoratului școlar am înființat și o clasă, deja e al doilea an, în care există o clasă cu profil sportiv, fotbal, la colegiul Victor Ungureanu. Deci astea sunt niște chestiuni. Pe lângă asta, vreau să vă spun că cei care, de fapt, au muncit cel mai mult se implementează. Pentru că, în primul rând, lucrez cu oameni, lucrez cu caractere, lucrez cu copii. Și nu este ușor. Lucrăm, în primul rând, încercăm să schimbăm mentalități. Pentru că asta face parte, de fapt, și ăsta e scopul nostru. În momentul când încercăm să facem un act educațional. Și cred că cel mai mult, sau cel mai mare greu pe care îl duc, de fapt, colegii noștri care fac acest proiect sau fac ca acest proiect să fie viabil și care, de fapt, stau și trăiesc emoții, pentru că acolo sunt, nu, și există și tensiunea, există și rezultate și așa mai departe. Cam asta a fost așa în mare, de fapt, ceea ce, sau scopul, de fapt, întâlnirii noastre. În același timp, colegii noștri au început demersurile și s-au îndreptat către Federația Română de Fotbal. Și au mers, și cum vă poate spune, au mers de foarte multe ori la Federația Română. S-a întâlnit cu domnul președinte Burean. S-a întâlnit. În același timp, îi mulțumim și lui Miodrag Berodenic, care a văzut că de fiecare dată a fost alături de noi la toate întâlnirile și la toate, de fapt, activitățile pe care le-am făcut. Noi le-am invitat, îi mulțumim că a fost alături de noi, pentru că este un simbol. Și simbolurile, de fapt, avem nevoie de simboluri în aceste vremuri, pentru că simbolurile respective sunt, în primul rând, un reper. Și să arătăm că oamenii care au început cândva o activitate și au făcut performanță, sunt alături de noi. Și vreau să vă spun că și colegii noștri o să vă spună, a existat o mare deschidere către noi, din acest punct de vedere, și în următoarea perioadă o să existe o mai mare colaborare și mai strânsă colaborare cu Federația Română de Fotbal. În același timp, mulțumim și companiei de apă. Companiei de apă care, de fapt, a înțeles și a sprijinit
de fapt, financiar. Pentru că știți foarte bine că sunt cheltuieli foarte multe, e o bază sportivă foarte mare, sunt foarte mulți oameni implicați și așa mai departe. Și îi mulțumim pe care asta că au fost alături de noi. Cristi, Matei, a înțeles importanța Consiliului de Administrație de acolo, Gicu ne-a ajutat și noi, pentru că au fost și probleme tehnice, chestiuni legate de apă, de teren, așa mai departe. Mulțumim și domeniului public, care și el a sprijinit. A trebuit pentru refacerea gazonului, nisip, oameni, voință, și au fost alături de noi și le mulțumim pe care asta. Nu în ultimul rând și Consiliul Județean. Și celor doi consilieri județean care, de fapt, astăzi reprezintă Consiliul Județean. Care, de fapt, au sprijinit și au înțeles că trebuie să dea ei bani și sunt convins că să dea și în continuare, la mai departe, ca să sprijine sportul. Deci, asta în mare. Așa am încercat să creionez câteva despre ceea ce, de fapt, am făcut. Acum, normal, o să dau cuvântul domnului Victoraș Iacob, să ne spună și sunt câteva cuvinte și, pe urmă, la fiecare, și o să avem câteva întrebări din partea presei, după care există o activitate, există un match, nu, la stadion. Bun. Deci, domnul Victoraș, da. Sunt primul care i-a făcut subărbinațiul, bineînțeles. Mă bucur personal că mă aflu astăzi aici. Nu e prima dată când vin. După cum bine știți, Federația Română de Fotbal de Fotbal vine s-a certificat, a fost și înainte alături de fotbalul de oameni care pot să facă performanță. Pot să vă asigur că, în continuare, Federația Română de Fotbal va fi alături și va sprijini orice proiect care vrea să aducă performanță, care vrea să crească jucători, pentru că, până la urmă, nu, asta e cel mai important, poate ne dorim cu toții să avem performanțe la nivelul echipei naționale, dar, bineînțeles, asta trebuie pornit la bază. Iar baza se află aici și aici, la dumneavoastră, și vreau să vă felicit din partea Federației Române de Fotbal pentru toate demersurile pe care le-ați făcut, pentru Academie, pentru proiectele în dezvoltare, și vreau să vă urez succes în continuare. Mulțumesc! Mulțumim! O să dăm cuvântul, de fapt, prietenilor noștri de la Fairfall, care au fost alături de noi în proiect, ne bucură că avem astfel de prieteni, se țin bine când ne reîntâlnim și sper că în continuare o să avem o bună colaborare. Da.
Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Este un moment deosebit și știu că l-ați așteptat cu mare nerăbdare. În același timp, este un lucru evident că se pot face o parte din viața comunității și cred că datoria noastră a autorităților județene locale este să ne implicăm și în această direcție. Este un lucru deosebit că s-a reușit și acest proiect al dumneavoastră cu stadionul se întoarce acasă, a și reușit. Este pentru mine o plăcere să vă spun că am fost foarte apropiat de proiect și, mă rog, ce am putut am ajutat. În același timp, domnul Nemede a fost aici, am spus că este tot ceea ce înseamnă autoritatea locală din Câmpia Cuzii și cred că este un lucru deosebit că nu se face parte din Consiliul Județean, ne este deja folos și tot ce a ținut de zona Câmpia Cuzii a susținut fără niciun fel de problemă. În același timp, acum dacă vorbim de sport și de fotbal, trebuie să vă spun că poate mulți nu știți, eu sunt și în acest moment până la urmă implicat în zona aceasta și calitate de jucător. Am informația la unul dintre cluburi de care joacă cele pe care activează în divizia speciale. Chiar dacă am parte și de ea, dar nu mai răspunde. Atât mai mult, atât mai mult ce sunt apropiat de acest copil care este fotbalul. Am fost apropiat și de Zaspe, deci iubesc sportul și evident că fac datoria atunci când fac parte de Consiliul Județean și de membru al Comisiei de Buget Finanțe, ajut sau facem ceea ce este corect pentru cluburile sportive de județul Cluj. Am făcut-o și în acest an, am făcut-o și în anul trecut și sunt convins că o să facem și în anul viitor ceea ce trebuie și sper că împreună cu domnul Nemet o să reușim să facem așa pentru bugetul pentru alocat pentru cluburile sportive de județ să crească. Vă mulțumesc încă o dată, nu știu că am putut să fiu astăzi alături de dumneavoastră și cu siguranță că susținem în continuare proiectele de la Iabuz. Și așa ca o complicare, vreau să vă rog, mai ales pe cei din presă, la oameni o să mergem la autostrada Duga Sereș, este cea mai mare investiție din această zonă, în această perioadă, peste 5 de milioane de euro și acolo pentru că acolo este foarte bun. Eu vă mulțumesc și spor la treabă, succes și toate. Mulțumim, domnul Irei, mă spune așa toate să-i spune, pentru că a fost întotdeauna aproape din copiat și mulțumim. Domnului Nemedi. Salut, invitați, mă știu și salut pe tineri și tot cei care sunt registrați. Eu câteva cuvinte, nu atât vreau să spun că după 2 ani de dute vino cu vârtiile și cu toate eforturile care am avut pentru acest stadion. În sfârșit s-a realizat, am fost invitat de vreo 2 sau 3 ori la televiziunea grupului, pentru că eu să susțin personal că acest stadion aparține din Turcii. Și să știe toată lumea care domnul administrator, prin toate cuvintele lor, au uitat să spună că este identică construit cu personal. Deci, acest stadion este construit din anii respectivi și a fost identic cu personal și este totuși, unul de muzeu, cu deja ca la doi ani declarat monument istoric. Vă mulțumesc frumos și mai departe să spună și mulțumim, da, într-adevăr, mulțumim. Să știți că chestiunile sunt nu firma chiar formală, noi să facem, sunt oameni care chiar nu au obișnuit și să știți că n-a fost simplu și ușor. Și am încercat la un moment dat să îndreptăm anumite erori care au fost făcute cumva. Din păcate, să mă întâmplă, dar important este să le pot să le îndreptate. O să rugăm pentru domnul Ciubile, că el este decan de vârstă al Consiliului Local în care trebuie să ne spună și el câteva cuvinte. Și vă spun și de ce, că ne-am putat și m-am îndreptat spre el. Noi am dat de primirea Mihai Adam, un sportiv născut la Câmpia Dulce, în zona Sâncraiului, care a făcut cea mai mare performanță din punct de vedere hai să zic așa, la activității sportive. Pe lângă alții sunt mulți. Dar n-am acustat că este cel mai reprezentativ, consultându-ne, de fapt, cu cei cu seniorii noștri, care, de fapt, au trăit acele momente. Și el vă poate spune și câteva cuvinte. Domnul consilier. Deci, în numele Consiliului Local, din urmă vreau să felicit pe domnul administrator, pentru că Pop, încă dânsul s-a ocupat absolut în întregime de acest proiect. Împreună
împreună cu noi, dar Dânsul a fost inițiatorul proiectului respectiv. În momentul când ne-am consultat pentru denumirea stadionului, s-au luat în calcul vechi fotbaliști care au evoluat pe stadion, adică la clubul sportiv Industria Sârmei, în perioada respectivă. Au fost din Câmpia Turzii fotbaliști reprezentativi în fotbalul românesc, frații copii, Ruzici, care a fost jucător de națională, a fost Lazar, însă... Și ne-am orientat spre Mihai Adam, care este localnic în Curghia Tuzii, a jucat foarte mulți ani la Industria Sârmei, pe urmă, după cum știm, la Utruj, care a fost un exemplu între fotbaliștii din țara noastră. El, când era la Utruj, mergeau în deplasări, el tot timpul citea, a fost un student eminent și Consiliul Local, noi, membrii care ne-am ocupat de proiect, am hotărât ca denumirea stadionului să fie Mihai Adam. Vă mulțumesc! O să dau cuvântul și unei generații mai tinere, de dragul grup, în cazul ceea ce e tinere, să ocupă de activitatea sportivă și să ne spună și el câteva cuvinte, după care o să dau cuvântul celor care, de fapt, sunt cei mai implicați în activitatea asta. Dragos. Vădăm așa, cu tot prin care am zis că o să punem toate microfoanele. Bine. Bună ziua! Vreau să spun și o câteva cuvinte. După cum punea și Petre, am fost anumit în acțiunea mobilitatea centrului de tineret. Am avut și am organizat multe acțiuni sportive și, bineînțeles, că mă bucur și mai ales că suntem așa mulți prezenți aici și vreau să felicit pe toți cei implicați în acest proiect. Cu această ocazie, eu sper că și generația mai tânără să se facă mai mult pe sport, pentru că în ultimii ani, datorită toate tehnologiei, sportul sau practicarea sportului a rămas un domeniu mai puțin practicat și totuși, iată că, la Câmpia Turzii, există o academie de fotbal unde activează foarte mulți copii. Încă o dată vreau să mulțumesc pentru prezență și sprijinim și noi foarte tineri toate proiectele, mai ales la care sunt implicați tineri și, bineînțeles, și că mult mulțumim Consiliului Județean și tuturor celor implicați. Vă mulțumesc! O să dau cuvântul acum unui om care a fost în teren, care a jucat, care a trăit și foarte multe emoții și pe stadionul de la Sârma, și pe alte stadioane, și pe la Universitatea Cluj, și pe la alte, să zic așa, locații, stadioane importante din țară. Domnul Moșan. Salut prezentă tuturor persoanelor care s-au sprijinit acest proiect. Cel mai important lucru pentru mine și pentru sportivi, pentru părinți sportivilor, este stadionul care, începând de zilele acestea, ne aparține din nou și datorită acestui lucru și sper că investițiilor care se vor face în viitor, siguranță, calitatea pregătirii acestor copii va crește. Pentru că avem nevoie de infrastructură, lucru care ne-a lipsit foarte mult, foarte mulți ani. Și din cauza acestui lucru, de tine nu poți avea calitate. Pentru mine, toate persoanele care au reușit acest lucru, aceste demersuri, merită un
un mare respect și felicit pe de această casă. Nu vreau să intru în detalii și în lucruri tehnice, pentru că timpul este prea scurt și ne așteaptă un meci la stadion, de copii, unde sper că și dumneavoastră aveți timp să mă onorați cu prezență, să urmărim acest copii, să vedeți într-un timp foarte scurt ce am reușit să facem. Pentru că la grupele de copii începând din 2000, suntem în fața lui Universitatea Cluj și a lui CFR Cluj. Eu vă mulțumesc și doamnă. Mulțumim și vă mulțumesc. Proiectul ăsta s-a complicat, nu sunt vorba de antrenori, cei care au venit. Cei care se încașam să văd, cei care încerc de zi cu zi, sau zi cu zi, vreau să vă spun că o fi pe aceste care, pentru că se implică, nu să văd, dar să fie susțin de fapt și activitatea lor e foarte importantă. O să rugăm și pe domnul viceprimar, domnul Gala Vran, să-i spună și el câteva cuvinte. Eu doar vreau să mulțumesc invitațiilor, că au zborat cu prezența. Și vreau încă o dată să-i mulțumesc lui Petre Poc și domnului primar pentru tot ceea ce a făcut pentru sportul din Câmpia Cluzii. Cunosc foarte bine această situație pe care a venit la București cu mai pentru a rezolva cu stadion. Vă mulțumesc, iar eu, ca viceprimar, sunt alături de dumneavoastră, alături de sport și, bineînțeles, alături de prietenul meu pe primar. Mersi. Eu o să dau cuvântul lui Chico Dodezan, care de fapt duce și el o parte foarte importantă de el din toată activitatea, după care o să fie cu ceva întrebări și cu rugămintea noastră să ne adresăm pe urmă la stadion. O să bem o apă, o cafea, după care să mergem mai putem schimba câteva cuvinte și după care să mergem să-i vedem pe copii, pentru că merită. Sunt frumoși, sunt sănătoși, sunt implicați și merită să-i vedem. În numele asociației Sportivei și ASM-ului la 21, vreau să mulțumesc celor prezenți pentru care va fi la vedere nimeni. Și, în primul rând, mulțumesc pentru primul acordat cu centra de activitate și vom urma câteva titluri de ședință cu ajutorul colegului Barișanu. Ce vreau să spun despre stadion? Pentru mine este cel mai eu sunt cel mai fericit, pentru că în fiecare an când tăceam în dosarul la federație, una din condiții era contractul cu stadion și era foarte dificil în primii doi ani să totul a combinat împreună cu domnul Bobedan să desenez un contract de chiriere și acum suntem liniștiți, avem stadionul nostru, copii cu ochi ridicea de el și de asta sigur cu o mare realizare pentru acest oraș. În continuare, rămânesc câteva titluri de excelență, ce o credeți. Gracias.
Italia, care nu l-am prezentat și au fost de acord să fac niște șoareci de fotbal de glorie. Și mulțumim și companiilor care ne-au ajutat în acele activitate, compania de Ambalaj, compania de Zona. Nu în ultimul rând, un pic peste care ne-au sprijinit tot timpul și au votat de la toate evenimentele care am organizat. Bun, dacă sunt întrebări din partea presei, sunt la dispoziție. Aș avea o primă întrebare pentru reprezentantul federației, având în vedere și faptul că are activitate fotbalistică prodigioasă în spate. Întrebarea mea se referă la această schimbare care a avut loc la nivelul federației, respectiv un nou președinte, bănuiesc o nouă viziune și tocmai în acest moment vreau să vă întreb dacă există o strategie la nivelul federației prin care să există o implicare sau un sprijin mai puternic pentru înființarea unor centre de acest gen, cum este și cel de la Câmpia Dulce. Pentru că acum, din punctul meu de vedere, este logic că astfel de centre, cu cât pătrund, să zic, mai adânc în localități, inclusiv pe și aici la Câmpia Dulce, vin inclusiv din mediul rural, viitori fotbaliști sau posibili fotbaliști. Și cred că atunci s-ar lărgi area de selecție pentru ca în cele din urmă să avem o echipă reprezentativă cât mai bună și cu rezultate cât mai bune. Da, foarte bună și foarte bună întrebarea. Sunt în proiect undeva la ce pot să vă spun și în șase, dacă vă referiți la cele regionale. Cele regionale sunt în proiect cu siguranță ele vor se vor face. Pe lângă acest lucru există și mai multe proiecte în care sunt monitorizați atât jucători din țară cât și din străinătate. Acum deja s-a făcut o selecție în Spania, unde 63 de jucători români care au fost la selecție, din informații pe care mi-a comentat un țigan care este și membru departamentului de scouting. Cam 11 ar fi în vizorile internaționale, deja 2 dintre ei au fost selecționați la naționale de junior. În România, deja se gândește și chiar s-a dat drumul. Au fost deja câteva selecții în câteva județe. Deci, Federația Română de Fotbal se implică foarte, foarte. Asta, până la urmă, ar trebui să fie un prim obiectiv. Selectarea jucătorilor de la bază. Adică nu are nicio punct de importanță de unde sunt, de la sate până la nivelul cel mai înalt. Cred că nu o să pot să vă dau o perioadă estimativă, dar vă asigur că există proiecte acestea. Întrebarea mea este pentru domnul administrator Petre Pop. Domnule Pop, ați făcut pepiniera și vă felicităm, ați făcut o bază de selecție pentru viitor, dar aveți în vedere dezvoltarea unei echipe de seniori la Câmpia Dulce? Da, să știți că au existat discuții în continuare despre acest și sunt, de fapt, discuții în continuare despre o echipă la Câmpia Dulce. Da, eu zic că avem un plan, dar într-un plan, să zic, secund sau într-o perioadă următoare, pentru că a susține din punct de vedere financiar este destul de costisitor astfel de echipă. Ori ne-am zis că încercăm să facem proiectul, în primul rând, pentru copii, pentru junior, pentru a ajunge la nivel de publicant cu ei. Proiectul nostru este un proiect care se va extinde și pe noi. Am avut discuții inclusiv cu primarii din zonă, care dorim să facem, de fapt, sau să-i plinie, de fapt, un proiect nostru să fie un fel de centru zonal. Pentru că primăria Mișoara deja își construiește o bază sportivă foarte bine dotată. Și au acolo, și la noi, de fapt, sunt din zona Mișoara, care sunt copii și
vin la școala noastră de fotbal. Deci, în următoarea perioadă de timp se va analiza. Deocamdată, noi am considerat că mergem pe această idee din mai multe considerente. Unu, am făcut considerat și financiar. Doi, știți foarte bine că, în general, ca să poți, la ora actuală, făcând așa un studiu, pentru că să știți că și Academia de Fotbal are la bază un studiu. Un studiu făcut de specialiști. Și ne-am dat seama că, de fapt, la ora actuală, nu ne-am găsit, de exemplu, jucători, pentru că nu mai există, să zic, nu au existat acele etape, sau nu a existat o continuitate în așa fel decât să avem sportiv la campionatuzii care să poată să formeze o echipă. Bun, nu are, trebuie să cauți în altă zonă. Să cauți în altă zonă, îți trebuie, nu, să plătești niște salarii și costuri de, așa mai departe, costuri foarte mari care poate nu s-ar satisface o numare care, hai să zic așa, o lor, în sensul bun al localității, dar n-ar fi, cum să vă spun eu, în consonanță cu realitatea micii sportive de astăzi. Pentru că vreau să vă spun că noi servăm astăzi 2 ani de zile, dar activitatea sportivă este mult mai mare. Deci, finanțele date de către, sau sprijinul financiar dat de către comunitate, de către administrația locală, administrația județeană, mai departe și alți agenții economici, cum am spus, se referă la o mai mare, să zic așa, gamă de sporturi, pentru că clubul sportiv municipal are 7 secții, are secții de volei, are secții de box. Ați văzut că încercăm să sprijinim boxul de performanță, pentru că vrem și noi să facem sport de performanță. Și atunci am zis, ce sport de performanță ar putea, de exemplu, să fie susținut din punct de vedere financiar și care să aibă și o continuitate și o tradiție. Și asta este, de fapt, am gândit că boxul ar putea fi, nu este atât de costisitor, este un sport care are tradiție foarte bună la campionatul, este un sport de impact, este o disciplină foarte importantă, copicele și așa mai departe, deci, cum am spus, un sport municipal, arena de tenis și așa mai departe, aproape 500 și ceva de copii care beneficiază, în mod gratuit, de sprijin, de asistență, de performanță și financiară. Dar este o chestie deschisă, dar eu, sincer, cu simțul realității, deocamdată cred că nu este oportun. Dar este în vizorul nostru și este foarte important să ajungem și la stadiul. Dacă o să observați colegii noștri și în proiect, pentru că și eu am, să zic așa, participat puțin la partea de concept al din punct de vedere sociologic, nu are psihologic, pentru că am și spus colegii noștri, am ajuns la un anumit nivel în care trebuie să trecem la un alt, să zic așa, nivel în care să vină și alt specialist, să fie un pic conciliat și din punct de vedere psihologic. Pentru că este foarte important, pregătirea sportivă contează partea fizică, dar și partea psihologică este foarte importantă. Este o luptă, nu? Psihologică pe teren. Trebuie să fim pregătiți, să fim apt din punctul ăsta de vedere. Și aici noi ne-am gândit. Deocamdată suntem la faza asta. Rezultatele, dacă o să observați, așa cum am spus, sunt proiecte etape. Și eu mă bucur că colegii noștri, Vali, care are cea mai mare experiență, noi o vedem din afară. Nu iau în principiu că nu să fii bucătar să dai seama că pâine e bună, dar problema e că ei duc partea cea mai grea, pentru că sunt chestiuni de mentalitate. Avem la un moment dat, eu am zis că e necesar și părinții să fie consiliat. Nu este, dau un exemplu, că ați zis, nu este posibil. Sunt unii oameni care poate din dorință, nu știu, dorință mai mare de a proteja, de a crea performanță copil, poate crea la un moment dat, să-l echipe, să așa mai departe. Și am avut niște discuții cu cei care sunt implicați. Dar este deschisă, să știți, ne gândim și la faza asta. Dar deocamdată, cam în stadiul ăsta ne aflăm. Domnul Robert, vorbam eu un întrebare. Da. În de care am făcut la Cluj de 3 ori la stadion, mi s-a pus de nenumărată întrebarea că dacă nu se face unul primării cântia Turzii și este patrimoniul, de pe patrimoniul, dacă putem susține conservarea acestui obiectiv. Acum, eu vă întreb pe dumneavoastră dacă s-a făcut până acum o evaluare ca cât ar costa acest recondiționare, nu știu, conservare ca asta. Și dacă ați făcut să nu fie târziu pentru Consiliul Județean. Da. Pentru că e discuția. Da. Despre asta este vorba de proiect. Da.
mulțumesc pentru întrebare. Da, într-adevăr, noi ne-am gândit, am avut discuții cu domnul Ceva, am discutat despre problema asta. Am discutat și cu domnul deputat moldovan, care este deputatul de colegiu, pentru că ei ne-au sprijinit cu dânsul activ coiția și a spus, fiind noi în discuțiile pe care am avut la Parlament, există Fondul Național Cultural, care sprijină, până acum apoi sunt câteva linii de finanțare pentru reamenajarea, refacerea, restaurarea unor investiții cu caracter istoric. Și vreau să vă spun că noi am și primit deja pentru Plașca, aveam proiectele pentru prima școală, pentru biserica din Lemn din 1750 și așa mai departe. Și inclusiv, săptămâna trecută, am discutat cu un expert pe problema asta, care în următoarea perioadă va întocmi un studiu și un proiect, pentru că este un proiect foarte important, care trebuie să fie în consonanță cu aprobat, înțeles, de Ministerul Culturii, pentru că deja este un moment istoric și noi trebuie să-l conservăm și să-l aducem la forma inițială. Deci există, se lucrează la acest proiect, este un proiect mai costisitor, pentru că noi, baza sportivă, vrem să o și dezvoltăm. Și ca să poți să ceri bani, în primul rând trebuie să ai un proiect foarte bine integrat. Și să lucrează la chestia asta. În următoarea perioadă, în mod sigur, o să vă stresăm cu ghilimele de rigoare și pe noastră și Fondul Național Cultural, și la mai departe, deci este necesar sau impetuos să ne ocupăm de chestia asta, pentru că noi l-am preluat într-o stare destul de gravă, degradat din punct de vedere fizic. Și moral. S-au făcut niște erori atunci, nu trebuiau anumite chestii, s-au distorsionat un pic, dar sunt specialiști, o refacem lucrările astea. E un pic, eu întâlnesc destul de costisitor și pretențios, dar am apelat în următoarea să lucrează la chestia asta. Nu durează, să știți că noi cu celeritate, pentru că așa ne place când ne dați bani din rumați. Eu așa ce eu teoretic, n-ar trebui să beneficiați... Da, spuneți. Nu, ca o completare, n-ar trebui să beneficiați de fonduri în scopul ăsta și de la Ministerul Culturii. Da, da, da. Și atunci fondurile vin de la Minister prin Consiliul Județean sau cum? Care au, sunt, există, guvernul poate da, există surse de finanțare care dă prin Consiliul Județean. Și există separat, pentru că ei au agenții, au structuri care fac, au fonduri, linii de finanțare. Dar ne îndreptăm, pentru că noi am avut discuții. Abraham era la București, ne-am întâlnit, a fost pe la Ministerul Culturii cu secretarul general, ne-am întâlnit și o să iau, băieți, sunteți băieți, ne-mi place, ardelea, o să vezi, fum, proiectul, aduceți, că ce să facem? Și le facem ce? Dacă mai sunt întrebări. Vreau să vă înțeleg de clasa aceea de fotbal, a spus că e al doilea, ceea ce înseamnă că a început o clasă de a noua. Da, da. Păi aici a fost o problemă, să știți că, vezi cât e un... Trebuie să găsești prima dată să ai idei. După aceea să le pui practică, surse de finanțare. Ei, când e rupt, un pic cu mentalități, o problemă. În general, în zona respectivă, vin mai mult o pregătire tehnică, unii dintre profesori au primit un pic cu reticență. Omule, ce trebuie să facem? Și mai ales când spui sport, no. E o clasă cu profil sportiv și așa mai departe. Nu, e foarte important, pentru că și sportul face parte din educația, din formarea noastră, din dezvoltarea noastră personală. Și vreau să vă spun că n-a fost ușor, la un moment dat, să-i convingi. Acum, există metode... Am vrut să te corecți, nu de convingere. Nu, deci nu mă refer la partea asta, deja am gândit. Dar am spus la oameni buni, deci noi avem o anumită strategie, dumneavoastră sunteți specialiști, dumneavoastră să puneți în practică ceea ce facem. Noi facem politicile publice, dumneavoastră, ca specialiști, să le puneți în practică, să veniți să ne asistați din punctele bun. Ei, vreau să vă spun că au existat chiar lui. Am zis și de la Galață, la legătura cu au venit la Mureș. Au fost interesat de clasa și de școala de fotbal. Și vreau să vă spun că a început ce se vede, că deja se câștigă încredere, sunt părinții. Nu vreau să vă spun la un moment dat, a trebuit să spun că așa lui. Unii dintre cei care ne-am și acceptat să făcut în Consiliul de Administrație de acolo, pentru că am zis că e o problemă. Și vă spun și de ce. Au venit la un moment dat de acolo și au spus părinții, au fost îndreptați, unde vreau să fiu la clasa sportivă. Și au venit de acolo profesorul și au spus, dar păi ce trebuie să dai pe ăla să facă sportul meu? Da, nu dai seama, sport, nouă sport, da. Du la textile, că acolo trebuie să facă. Și unii au fost puși așa, care au fost hotărâți să zic, domnule, ce fac? Și am zis, domnule, nu este corect, nu este fair play. Acum eu am înțeles că unii profesori care au profilul ăla doresc ca clasele lor să fie ocupate și așa mai departe.
dar trebuie să lași în primul rând sau opțiunea profesorului, apoi opțiunea părintelui, a elevului, să fie corectă. Nu să încerci să induci la omul ăla că n-ar fi bine să faci corp. Pentru că e păcat, pentru că sunt copii cu potențial, doresc lucrul ăsta. Pe urmă, noi am încercat să dăm și o altă motivație. Dom'le, bacalaureatul mai ușor, că se dă, vorbeaște de acolo. Sunt copii care au talent născut, sportiv, au vână, au, că și spuneau ăștia că... care spunea, nu știu, selecționat, că ziceai că dacă la când fii adus încolo, că de Cluj, oamenii devin din ce copii, devin din ce, ce mai blânzi, mai aici există o oarecare spirit. Și să vă spun că spiritul ăsta spunea și cel de la Federația Română de Arte Marțiale. Știți că noi am avut de-a lungul timpului și avut în continuare fete care au fost campioane naționale. Și spune, ce se întâmplă la Olimpiada de acolo? Zice, sunt niște feche bătăioase cu un spirit așa, cu care nu întâlnesc nici la Cluj, nici la București. Și au ăștia parcă sunt mai ingerași așa. Acolo ce se întâmplă? Acum nu ai ce vedeți. Exact același lucru mi-a spus și în partea sportivă. Există un filon, există aici o energie care trebuie să fie pusă în valoare. Și atunci am să lăsăm oamenii să facă lucrul ăsta. Da? Da, domnul Cuicu s-a înțeles să știți că rămâne multe ori, pentru că de fiecare dată ne-a sunat și spune ce se întâmplă acolo, pentru că fiecare încerca să, no, să explice așa un pic mai distorsionat chestiunile respective. Dar ne bucură că există comunicare între instituții, între administrația publică, Consiliul Județean, Inspectorat și așa mai departe. Dar să știți că pe zi ce trece există, ba mai mult au venit cei de la noi. Și ați văzut că cei de la Clubul Sportiv Municipal, există o zonă de finanțare chiar pentru rugby, pentru o școală de rugby, că sunt și fete și copii. Și vreau să vă spun că i-au zis, dom'le, în clasa aia, nu puteți să faceți mică să fie profil și de rugby, și de fără. Și asta e ok, în regulă. Ba mai mult, a fost un profesor adus care s-a câștigat un post și așa mai departe. Și am găsit tot sprijinul. Dacă mai sunt întrebări. O secundă, dacă a fost. Da, dacă nu, dacă mai sunt întrebări, dacă nu mergeți ori, vă mulțumim și vă așteptăm la stadion, să vedem acolo.